Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Evident, dacă mă susțineți și vreți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Ei bine, fraților, așa cum ați văzut și din titlu, astăzi o să încerc să fac un daily vlog, între ghilimele spus. Nu știu ce o să iasă, e prima dată când fac acest lucru. Sper să vă placă și vouă și da, vizionare plăcută, ce vă pot spune. Și frate, momentul de față e destul de dimineață, e ora 6, mi se pare 6.45 și mi-e foarte, foarte somn. Probabil că auziți și ceva cocoș pe fundal, dar na, ca să știți și voi cum e viața la țară. Pentru cei ce vă întrebați, eu o să plec împreună cu familia mea, după cum știți, mai din fiecare clip, mai din fiecare livestream, după cum v-am spus, o să plec cu familia mea într-o mică vacanță, timp de 2 zile, în Maramureș. Sper să iasă ceva frumos, sincer nu prea știu ce o să vedem pe acolo, că na, n-am mai fost niciodată. Însă vă doresc vizionare plăcută, ce pot spune, respect maxim, sper să vă placă, e primul daily vlog. Am revenit cu noi cadre, am ajuns și eu într-un final în Maramureș cu familia mea. E un peisaj efectiv super, super genial, nici nu pot să mă închipui că am reușit să văd așa ceva. Efectiv sunt niște, nu știu, imagini pe care nu le voi uita niciodată. O să vă las în continuare câteva cadre filmate, sper să vă placă. Acest vlog nu a fost așa, nu știu, să vă spun unele chestii, doar am vrut să văd, sau să vă arăt mai bine spus, cât de frumos este în Maramureș, frate, și vă recomand să veniți pentru că e blană rău. Ok, fraților, și am revenit. Cam așa arată zona din Maramureș în mare parte. Predomină foarte, foarte mult dealurile și chiar arată super genial. După cum bine vedeți, aceea e poarta care de intrare a Maramureșului. Pe acolo se intră și de acolo practic îți dai seama că e Maramureș. Vedem și o mașină acolo, un Audi, o biserică, mai văd mulți copaci, deci cam așa arată, efectiv genia. Nu ai cum să nu apreciezi când vezi o asemenea priveliște. Ok, fraților, în principal cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și da, să ne revedem la următorul vlog. Bineînțeles, o să postăm mai multe clipuri până la următorul vlog sau daily vlog. Trebuie să recunosc că e și ceva wow. Eu filmez acest outro după ce am editat vlogul, mai bine spus, și chiar a ieșit ceva wow pentru mine și da, respect maxim. Sper că v-a plăcut și vouă. Eu am fost Andrei. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și să ne auzim cu bine. Deci, ciao.